Nusxabad, numit și Oei sau Oyum, este un oraș subteran antic, construit sub orășelul Nusxabad din Iranul zilelor noastre. Primele secțiuni ale orașului au fost construite cândva în timpul perioadei Imperiului Sasanid, între 224 și 651 era noastră. Arheologii au descoperit rămășițe umane, recipiente din lut și instrumente din piatră din timpul Imperiului Sasanid, perioadele Ilkhanate și Safevizi, astfel sugerând ocupație aproape continuă de-a lungul secolelor. Cercetătorii au identificat trei niveluri distincte care ajung la adâncimi de 16 metri, precum și o rețea vastă de tuneluri și încăperi interconectate care acoperă o zonă de 15.000 de metri pătrați. Nivelurile diferite au fost conectate prin canale verticale și orizontale care funcționează ca un sistem de ventilație ce permite circulația aerului prin substructură. Orașul era accesat prin puțuri scurte și coridoare înguste, ascunse în locuințe, unele în spatele cuptoarelor, printr-o moschee, prin castelul Cizan sau Chestii, prin canale de apă și canate sau prin locații obscure în afara granițelor originale ale orașului. Nusxabad a fost atât de bine ascuns, încât orașul a fost redescoperit abia atunci când un locuitor a dat peste tuneluri în timp ce săpa un șanț pe proprietatea sa. Arheologii sugerează că orașul a fost folosit drept loc de refugiu împotriva invadatorilor, intrările putând fi blocate cu pietre uriașe de moară pentru a împiedica accesul. În timp ce se deplasau prin substructură, locuitorii ar fi fost nevoiți să meargă într-un singur șir din cauza tunelurilor înguste. Prima persoană ar fi trebuit să lumineze calea pentru restul oamenilor și să aprindă pe rând torțele de pe pereți, în timp ce ultima persoană trebuia să stingă fiecare torță pentru ca tunelul să fie înghițit de beznă în urma lor. Familiile care aveau nevoie de adăpost aveau încăperi individuale, cu nișe sculptate care serveau drept paturi sau bănci. Toate erau alimentate cu apă transportată prin canate și țevi, spații de depozitare și toalete, astfel că locuitorii puteau să rămână confortabil în subteran pentru perioade îndelungate.